Acest buletin informativ este destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Iată titlurile ediției. Reprezentanții primăriei au anunțat în cadrul ședinței operative despre consultările publice privind bugetul municipal. Aflați detalii la știri. Serviciile de apă și canalizare în municipiul Chișinău ar putea să se scumpească, cu cât vă spunem la știri. Uniunea Europeană anunță rezultatele preliminare ale scrutinului recent. Ce formațiuni conduc de această dată, vă spunem la știri externe. Premierul belgian Alexander De Croo și-a anunțat demisia. Ce stă la baza deciziei, aflați în blocul știrilor externe. Proiectul privind bugetul municipiului Chișinău pentru anul în curs continuă să fie mărul discordiei dintre consilierii PAS din CMC și Primăria Capitalei. Luni dimineața, în timp ce reprezentanții primăriei au anunțat în cadrul ședinței operative despre consultările publice privind bugetul municipal, consilierii PAS, de cealaltă parte, au prezentat în cadrul unei conferințe de presă bugetul alternativ. Vedem cum suntem deja în a doua jumătate a anului 2024 și nu avem un buget pentru oameni care să rezolve în primul rând problemele lor și să satisfacă cerințele și nevoile chișinăuienilor. Iată că acum, în atenția dumneavoastră, vă prezentăm bugetul alternativ pe care vi l-am promis. Ceea ce trebuia să facă Odita Mai primărie întreagă, am făcut-o noi, consilierii PAS. Ne-am condus exclusiv de toate prevederile legale. Principalele linii bugetare pentru care am optat sunt, în primul rând, pentru drumuri și transport. Aici am mărit bugetele de 3 ori. Am diminuat cheltuielile pentru programe culturale, diasporă, protocol, odihnă, dar în schimb am alocat mai mulți bani pentru tineret și sport. De cealaltă parte, reprezentanții primăriei au venit cu o reacție la bugetul prezentat de consilierii municipale ai Partidului Acțiune și Solidaritate, menționând că cel prezentat nu corespunde prevederilor legale. Este un buget neprofesionist și nu corespunde prevederilor cadrului legal în domeniul finanțelor publice. Și anume, în special, de prevederile legii 397, 181, 419, 436 nu corespunde prevederilor codului fiscal și setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului. Totodată, la elaborarea acestuia nu au fost respectate particularitățile privind elaborarea a proiectelor bugetelor locale. În context, tot în cadrul ședinței primăriei, reprezentanții municipalității au comunicat că pe data de 30 mai a fost publicat pe site-ul primăriei Chișinău proiectul bugetului municipal pentru anul 2024. Acest proiect va fi consultat până pe data de 14 iunie. Totodată vor fi consultări și ședințe în cadrul preturilor de sector și în cadrul sediului primăriei municipiului Chișinău, unde sunt invitați toate părțile interesate să dezbatem la acest subiect. Totodată vreau să prezint principalii indicatori care au stat la baza elaborării acestui proiect. Deci, partea de venituri, noi am estimat-o, executivul a estimat-o, în suma totală de 7.564.9 milioane lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat în sumă de 3.955.7 milioane lei, cheltuieli 8.209.6 milioane lei și deficit bugetar în sumă de 644.7 milioane lei. Municipalitatea mai anunță că graficul procesului de consultări va fi plasat pe site-ul oficial al primăriei Chișinău și îndeamnă toate părțile interesate să analizeze proiectul de buget și să participe la consultări. Au început lucrările de reabilitare a bulevardului Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Pe ultima sută de metri sunt lucrările de reabilitare a trotuarelor, iar acum urmează reparația carosabilului, informează municipalitatea. Continuă lucrările de
pregătire și pentru asfaltare a obiectivelor majore, precum Bulevardul Decebal. Acesta este un obiectiv asupra căruia direcția planificat activează de acum de 2 ani de zile. Au fost executate lucrări de reparație a zonelor pietonale cu luare în considerație a suprafețelor amenajate și inclusiv crearea unui ansamblu armonios pentru deplasarea pietonilor. Mă refer la trotuare, zonele adiacente trotuarelor și inclusiv zonele verzi care sunt în iminenta adiacență a drumului. Au fost demarate și lucrările de frezare și pregătirea infrastructurii pentru aducerea la cote și ulterior aplicarea stratului de asfalt pe acest bulevard. În același timp, pe bulevard va fi modernizat iluminatul public, dar și obiectivele de semafoare. În acest context au fost demarate lucrări de proiectare a organizării circulației rutiere pentru această stradă, fapt ce va permite continuarea și dezvoltarea benzilor dedicate pentru transportul public, dar și crearea infrastructurii necesare pentru securizarea pietonilor la traversarea trecerilor pietonale, mai susțin reprezentanții primăriei. În același timp, pe mai multe străzi principale și secundare au continuat acțiunile de lichidarea situațiilor de avariere prin plombarea gropilor. În paralel s-au executat lucrări de supralărgire a carosabilului în intersecția străzilor Socoleni și Calea Orheiului. Fiind așternute straturile de nisip și de pietriș, iar în săptămâna curentă vor demara lucrările de asfaltare a noii benzi de virare. Serviciile de apă și canalizare în municipiul Chișinău ar putea să se scumpească. Întreprinderea Apa Canal Chișinău a depus o cerere la Agenția Națională de Reglementare în Energetică, prin care cere creșterea tarifului pentru apă și canalizare de până la 22 de lei și 22 de bani pentru un metru cub. Astfel, prețul ar putea crește cu aproape 38%. Reprezentanții primăriei Chișinău susțin că este vorba doar despre o ajustare a tarifelor. Solicitarea de ajustare a tarifului, nu vorbim despre majorarea tarifului, este în strictă conformitate cu cadrul legal. Ori operatorul are obligativitatea în fiecare semestru să prezinte toate calculele și toate cifrele pe cheltuielile suportate de către operator, pentru ca regulatorul să intervină, să verifice aceste cifre și să decidă ajustarea sau neajustarea tarifului. Este un exercițiu ordinar. Întrebată de jurnaliști cu cât mai exact ar putea să se scumpească apa, Gutnic a evitat să dea un răspuns. Probabil cunoașteți cu toții, cel mai mic tarif pentru serviciul de apă și canalizare este în municipiul Chișinău. ANRE-ul va decide cu cât va fi ajustat tariful. Este prematur acum să vorbim despre o ajustare. Posibil să fie și un refuz. În prezent, tariful la apă și canalizare este de 15 lei și 30 de bani pentru consumatorii casnici și de 24 de lei și 46 de bani pentru consumatorii non-casnici, tarife care de altfel au fost majorate la începutul acestui an cu 43%. În schimb, locuitorii municipiului Chișinău ar putea plăti mai puțin pentru căldură în această iarnă. Societatea pe acțiuni termoelectrică a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o reducere a tarifelor în acest sens. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de către șefa Serviciului Comunicare a ANRE, Galina Sanduța. Noua propunere prevede un tarif de 1.997 lei per gigacalorie, cu 141 lei mai puțin decât tariful actual. Termoelectrica motivează reducerea tarifului prin diminuarea prețului de achiziție a gazelor naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat astăzi pe site-ul oficial andre.media la proiecte supuse consultărilor publice solicitarea sa termoelectrică cu privire la ajustarea prețului pentru energie electrică produsă și tariful pentru energie termică livrată consumatorilor. Solicitarea este deja la specialiști în cadrul agenției care o analizează, iar ulterior vom publica pe site-ul agenției proiectul de hotărâre care va fi de asemenea supus consultărilor publice. Iar în ultimă etapă vom anunța ședința publică când membrii Consiliului de Administrație vor discuta și vor decide care va fi prețul final.
Aceasta nu este prima reducere din acest an. În luna martie, ANRE a aprobat o scădere semnificativă a tarifelor, stabilind un preț de 2138 lei per gigacalorie, ceea ce reprezenta o reducere de 636 lei per gigacalorie comparativ cu tariful anterior. Pentru consumatorii din nordul țării, tariful aprobat a fost de 2245 lei per gigacalorie, cu 970 de lei per gigacalorie mai puțin decât cel în vigoare. Continuă campania de informare pentru referendum. De această dată, reprezentanții guvernării s-au aflat în municipiul Comrat. Potrivit acestora, peste 2000 de localnici au fost informați despre beneficiul aderării la Uniunea Europeană, dar și despre importanța referendumului care se va desfășura concomitent cu scrutinul din toamnă. Continuă campania de informare pentru referendum, sunt voluntari, oameni oficiali care vorbesc despre avantajele integrării europene cu locuitorii din regiunea de sud a țării. Am fost foarte surprins de bunăvoința tuturor oamenilor de a adresa întrebări, de a vorbi despre plusuri, minusuri, avantajele integrării europene. Această campanie continuă în toată țara, sunt în desfășurare în mai multe localități ale Republicii Moldova. Oricine se poate alătura acestei campanii. Pe lângă voluntarii campaniei intitulată generic pentru.md, au mai participat responsabili din cadrul președinției, ai guvernului și ai parlamentului. Potrivit lui Daniel Vodă, majoritatea localnicilor au dat dovadă de deschidere și de dorința de a fi informați. Я считаю, что подробнее должны знать. А уже насчет участия, это у каждого личное мнение. Люди видят, что творится, и, как говорится, у каждого свое впечатление, мнение. Я считаю, в принципе, выражать свой голос – это очень важно в любой стране, особенно в демократической правовой стране, как наша является Молдова. Поэтому, я думаю, каждый должен выйти и высказаться свое мнение по этому поводу. Tudor Ulianovski, ex-ministrul afacerilor externe și integrării europene, spune că în Republica Moldova nu i s-a oferit dreptul la replică. Se întâmplă după ce Ulianovski a fost etichetat ca fiind trădător de patrie pentru că a participat la o ședință cu opoziția, organizată de jurnalistă Natalia Morari. În cadrul emisiunii 7 zile la postul nostru de televiziune, politicianul a subliniat că, de fapt, acea reuniune a fost o dovadă de maturitate politică. A fost un pas matur de a da cursul unei invitații, de a discuta cu reprezentanții opoziției, nu pentru a identifica, nu pentru a formula niște poziții comune împotriva cuiva, ba din contra, eu vin cu propunerea invers. Eu nu sunt împotriva Maiei Sandu, nu sunt împotriva PAS-ului, sunt pentru Republica Moldova, dar este foarte clar că în ziua de astăzi este necesar de a crea o alternativă sănătoasă, pro-europeană, cu capacități de dezvoltare economică pentru Republica Moldova, care să fie un potențial partener pentru guvernare dacă acest lucru s-ar dori. Ulianovski a mai subliniat că, de fapt, opoziția trebuie să abordeze diverse subiecte și să organizeze mai des astfel de reuniuni. De ce nu avem dezbateri mature cu liderii de opoziție, care suntem pe o altă undă, adică nu suntem de acord pe unele idei, despre economie, despre agricultură, despre sănătate, de ce companiile străine pleacă din Republica Moldova, de ce pleacă moldovenii din Republica Moldova, da? De ce salariile unor miniștri sau miniștrilor sunt de 70 de mii de lei și în sus, pe când salariile profesorilor sunt foarte mici, pensiile sunt foarte, foarte puțin indexate. Amintim că recent Tudor Ulianovski și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale care se vor desfășura la data de 20 octombrie. Așa zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, consideră că declarațiile lui Igor Dodon referitoare la scrisoarea trimisă președintelui Maia Sandu cu propunerea Tiraspolului de a uni cele două maluri ale Nistrului este o insinuare. Liderul socialiștilor moldoveni în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg a acordat un interviu pentru RIA Novosti, în cadrul căruia a remarcat că Ucraina nu a atacat până acum regiunea transnistreană doar pentru că de iure aceasta este parte integrantă a Republicii Moldova.
Ucraina nu a atacat încă regiunea transnistreană doar pentru că de jure, pe plan internațional, este parte a Republicii Moldova. Dacă Transnistria ar fi independentă, așa cum și-a dorit în ultimii 25 de ani, i-am spus lui Krasnoselski când ne-am întâlnit, fiind președinte. I-am spus că singura garanție de securitate pentru Transnistria este partea Moldovei. Atunci el insista asupra independenței. Acum 2 ani, i-a scris Maiei Sandu o scrisoare, să ne unim, să discutăm cum ne vom uni. Context geopolitic. Ei bine, în sfârșit și-a dat seama. Dar dacă Transnistria ar fi fost independentă, atunci ucrainenii ar fi atacat cu mult timp, încă de la începutul operațiunilor militare. La rândul său, Vadim Krasnoselski a subliniat pe canalul său de Telegram că Igor Dodon fie este indus în eroare, fie fostul șef al statului denaturează în mod deliberat esența apelurilor lui Krasnoselski către președintele Republicii Moldova. Da, într-adevăr, de mai multe ori, atât în scris cât și public, am făcut apel către conducerea Republicii Moldova să continue dialogul politic. Anterior și de acum înainte, poporul regiunii transnistrene și liderul acesteia sunt uniți cu privire la viitorul Transnistriei. Aceasta este independența și recunoașterea internațională, dar insinuările dumneavoastră le consider nepotrivite. În plus, așa zisul lider de la Tiraspol a sfătuit pe Igor Dodon, cităm, să fie mai atent la conținutul și la esența declarațiilor pe care le face. Reamintim că în luna februarie a anului trecut, Ministerul Rus al Apărării a raportat activarea forțelor armate ucrainene la granița cu malul stâng al Nistrului. Într-un comentariu pentru presa din Republica Moldova, consilierul președintelui Ucrainei Mihail Podoleac a precizat că Kievul sprijină autoritățile moldovenești și nu va întreprinde vreo acțiune fără consultare acestora și a reprezentanților Uniunii Europene. Soluția la problema transnistreană aparține doar părții moldovenești. De jure, partea moldovenească, dacă are nevoie de sprijinul Ucrainei, ar trebui să se adreseze președintelui Volodymyr Zelensky, iar el, la rândul său, trebuie să ia deciziile corespunzătoare. Repet încă o dată, Ucraina nu va acționa fără consultări directe cu Republica Moldova, România și cu țările Uniunii Europene. Reamintim că în anul 2022, așa zisul lider de la Tiraspol anunța că a trimis de mai multe ori o scrisoare președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care i-a cerut să înceapă negocieri la nivel înalt asupra principiilor reglementării transnistrene. Ulterior, în interviu, șefa statului a precizat că pentru un dialog cu Tiraspolul există biroul de reintegrare. Un populist cu o activitate haotică bazată doar pe promisiuni. Astfel caracterizează expertul și politologul Ian Lisniewski portretul politicianului de astăzi. În cadrul emisiunii 7 zile la postul nostru de televiziune, Lisniewski a subliniat principalele caracteristici ale figurilor politice din Republica Moldova. Politicianul în ziua de astăzi, de fapt, este o figură destul de interesantă. Asta este un populist care în mare parte, 90% sunt doar promisiuni. Toată activitatea care el o face este îndreptată haotic, apropo, este haotic, nu are un concept. Și bine, putem explica de ce. Pentru că, de fapt, politicienii în goana această politică, în permanent campanii electorale, fiecare an campanii electorale, au uitat de faptul că venind la guvernare, ei trebuie să aibă o strategie, un plan de guvernare, trebuie să aibă echipă. Venind la guvernare fără o strategie, fără un concept și fără echipă, evident nu poate să facă nimic. Și deși unii politicieni chiar au intenții și idei bune de cele mai multe ori în goana după câștig electoral, ei nu pot să le realizeze, mai spune politologul. Lisniewski a făcut trimitere bună oară la dezideratul de integrare europeană. Noi vorbim despre eurointegrare, 30 de ani. Și de fapt, în 30 de ani, noi nici nu înțelegem ce înseamnă conceptul eurointegrării. Pentru că eurointegrarea nu este ceva aparte. Asta este nivelul economiei. Este nivelul bunăstării. Tot întreg de valori până la urmă. Adică trebuie să fii pur și simplu un stat dezvoltat. Atât. Nu trebuie să născucești ceva nou. Adică unele reforme care practic nu există. Asta și este problema. Că politicienii noștri, de fapt, nu sunt politicieni. Noi nu avem politicieni în Republica Moldova. Societatea, cu părere de rău, votează emoțional. Mai mult decât atât, potrivit politologului, societatea moldovenească este radicalizată, iar votul oferit este de cele mai multe ori unul emoțional.
Acum este divizată societatea, radicalizată. Practic, aceste cifre, dacă 2 ani în urmă noi vorbim că în fiecare a doua familie se produce scandal sau ceartă la nivel politic, acum vorbim despre 2 din 3 familii în care se ades din cauza politicii. Și iarăși, oamenii simpli care trăiesc în aceleași condiții destul de grele, se ceartă pentru politicieni care foarte bine, mersi, stau la guvernare sau se schimbă de la guvernare. Care trăiesc destul de bine și au salarii destul de mari. Da, de ce? Și mai sunt și prieteni între ei până la urmă. Da, pentru că iarăși radicalizarea asta o văd doar societatea. Și politicienii foarte bine manipulează cu aceste lucruri. Ministrul Muncii și Protecției Sociale anunță despre o reducere semnificativă a numărului de beneficiari de ajutor de șomaj. Potrivit sursei, în doar un an, numărul de șomeri care beneficiază de ajutor social a fost redus de 10 ori. Și deși autoritățile spun că statisticile sunt un rezultat al reformelor, experții sunt de altă părere. În luna aprilie 2023, 11.660 de șomeri primeau ajutor social. În luna mai 2024, erau 1.479 de șomeri care primeau ajutor social. Tot în luna mai 2024, am ajutat 1.431 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Reformele dau roade. Muncim! De cealaltă parte, experții sunt de părere că la baza reducerii numărului de șomeri stă, de fapt, migrația masivă. Migrația este masivă, practic e că specialiștii vorbesc de 100 de mii, adică de la 60 până la 100 de mii. Și, practic, cifrele arată că, practic, peste 3-5 ani, în Republica Moldova vor rămâne mai puțin, adică de jumătate cetățenilor care au posibilitatea să lucreze. Adică cei care pot să lucreze vor fi deja peste hotare. Întrebat care sunt problemele cele mai stringente abordate de către moldoveni, Ian Lisnevski a subliniat că primele locuri sunt ocupate de fenomenul sărăciei, dar și de lipsa unui loc de muncă. Sărăcia pe primul loc, pe a doilea loc este locuri de muncă, pe a treilea loc este lucruri legate de învățământ și medicină, adică medicină calitativă și învățământ. Aceste trei probleme, practic, au rămas același nivel. Problemele deja celelalte, ce ține de securitate sau de geopolitică, ele practic rămân la ultimul timp. Iar noi permanent încercăm să rezolvăm problemele de la capăt, adică cele care nu sunt principale, cum se zice, noi încercăm să rezolvăm simptomele, dar nu boala. Început de săptămână cu noi ieftiniri la pompă, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru marți, data de 11 iunie, prețurile plafon la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină, șoferii vor plăti cu 6 bani mai puțin, mai exact 24 de lei și 26 de bani, iar prețul la motorină va constitui 20 de lei și 35 de bani per litru, cu 3 bani mai ieftină decât în ultimele 24 de ore. Aproape 50 de percheziții și 10 bănuiți în dosare de corupție. Totodată, mai multe sechestre aplicate pe active infracționale. Sunt datele prezentate de Centrul Național Anticorupție pentru săptămâna precedentă. Este vorba despre documentarea unei scheme de corupție cu implicarea unor angajați ai Serviciului Fiscal de Stat, două persoane fiind reținute în urma perchezițiilor operate la oficiile acestora. Într-un caz, una dintre persoane a fost eliberată de procuror după punere sub învinuire, iar în alt caz, instanța a aplicat mandat de arestare la domiciliul pentru 30 de zile. De asemenea, a fost cercetată o schemă în care 6 persoane sunt bănuite de organizarea procesului de redobândire a cetățeniei moldovenești cu eludarea procedurilor legale. Informația despre caz fiind recepționată de la Agenție Servicii Publice. Paralel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 80.000 de lei, fiind vorba despre un mijloc de transport indisponibilizat în cadrul unei cauze penale pornite pe corupere pasivă de către organul de urmărire penală al CNA. În perioada de raport, sechestrele aplicate anterior pe active în valoare de 400.000 de lei au fost confirmate de instanța de judecată. La fel, ARBI a dispus înghețarea unei sume de peste 41.000 de euro de pe 3 conturi bancare.
Pe componenta de prevenire a corupției, direcțiile specializate raportează premierea a 6 companii private cu trofeul integrității, organizarea a 6 instruiri anticorupție pentru 200 de agenți publici și finalizarea a 18 rapoarte de expertiză anticorupție. Direcția analitică a încheiat 2 analize operaționale și a inițiat alte 2 studii, în procedură fiind 96 de analize. La linia națională anticorupție au fost recepționate 37 de apeluri, în cancelarea CNI au fost înregistrate 1300 de materiale și au fost eliberate 147 de caziere de integritate. Poliția de patrulare continuă să monitorizeze situația de pe drumurile țării. Astfel, pe parcursul weekendului trecut, aproape 4.000 de șoferi au încălcat regulile de circulație. Poliția îndeamnă participanții la trafic să respecte regulile și să nu pună în pericol viața lor și a celorlalți cetățeni. 2.442 de șoferi au depășit viteza stabilită pentru sectorul de drum. 33 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul autovehiculului fiind depistați în stare de ebrietate. 592 de șoferi nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate. 162 de conducători auto conduceau vehiculul fără a avea cuplată centura de siguranță. 596 au oprit mijlocul de transport în locuri interzise. 135 de șoferi conduceau mijlocul de transport fără a fi supus reviziei tehnice anuale. La data de 10 iunie, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova împlinește 32 de ani de la fondare. Cu acest prilej, luni de dimineață, angajații instituției au depus flori la monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt. La rândul său, șeful instituției, Ruslan Galușca, a transmis un mesaj de felicitare a angajaților IGPF, urându-le succes și împlinire atât pe plan personal, cât și pe tărâm profesional. Cu ocazia marcării acelor 32 de ani de la fondare, șeful IGPF a subliniat că ziua Poliției de Frontieră este un prilej de a reflecta asupra realizărilor obținute și de a reînnoi angajamentul față de securitatea frontierei Republicii Moldova. Totodată, Ruslan Galușca a precizat că digitalizarea proceselor în cadrul instituției va permite angajaților acesteia să fie mai eficienți și să răspundă prompt provocărilor. În aceste vremuri pline de provocări, rolul vostru devine și mai vital. Voi sunteți cei care vegheați siguranța societății, asigurând respectarea legii și prevenirea oricăror amenințări. La mulți ani tuturor generațiilor Poliției de Frontieră, să rămânem mereu uniți și determinați în misiunea de securitate a frontierelor Republicii Moldova. În același timp, angajații instituției au realizat un spot video în care au subliniat rolul Inspectoratului Poliției de Frontieră asupra menținerii securității Republicii Moldova. Cine suntem noi? Apărătorii valorilor și tradițiilor noastre. Cei care veghează zi și noapte pentru voi. Străjerii libertății și ordinii la frontiera de stat. O echipă unită de un ideal comun. Cei care răspund primii la apelul datoriei. Brațul puternic al securității frontaliere. Cu un mesaj de felicitare către IGPF au venit și reprezentanții Serviciului Vamal al Republicii Moldova, care au subliniat că apreciază parteneriatul de cooperare stabilit între cele două instituții. Conducerea Serviciului Vamal și efectivul din subordine adresează cordiale felicitări și urări de bine cu prilejul marcării a 32 de ani de la fondarea Poliției de Frontieră. Avem încrederea că în continuare vom consolida eforturile comune de a asigura securitatea frontierelor și siguranța cetățenilor. De asemenea, într-un comunicat de presă, reprezentanții IGPF au subliniat că pe data de 10 și 11 iunie, la Chișinău și în zona sectorului Poliției de Frontieră, Tudora 1, vor fi organizate mai multe evenimente festive dedicate sărbătorii profesionale și de cunoaștere activității de frontieră. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape!
Continuăm cu știri externe. Partidul Popular European a câștigat alegerile pentru Parlamentul European cu o marjă destul de mare. Primele rezultate preliminare ale plebiscitului au fost anunțate de către serviciul de presă al principalului organ legislativ al UE de la Bruxelles. În ciuda popularității mare a partidelor de dreapta din țările UE, forțele pro-europene au reușit să-și mențină alegătorii. Conform datelor preliminare, Partidul Popular European, al cărui singur candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene a fost actualul său șef, Ursula von der Leyen, a ocupat primul loc la alegerile pentru Parlamentul European. Imediat după anunțarea rezultatelor, ea și-a anunțat intenția de a crea majoritatea absolută în Parlamentul European. Întotdeauna am spus că vreau să creez o mare majoritate pentru o Europă puternică. În primul meu mandat am demonstrat ce poate realiza o Europă puternică. Scopul meu este să continui pe această cale alături de cei care sunt pro-europeni. Conform datelor preliminare, Partidul Popular European s-a ales cu 181 de locuri. Cu un rezultat de 135 de mandate, socialiștii și democrații au ocupat locul 2. Locul al treilea îi revine partidului Reînnoirea Europei. Două fracțiuni din dreapta, Identitate și Democrație și Conservatori și Reformiști, au ocupat locurile 4 și 5. Ei și-au consolidat pozițiile și se aleg împreună cu 133 dintre cele 720 de locuri în noul Parlament European. Ponderea fracțiunilor de dreapta în legislativ este cu aproape 2% mai mare decât componența anterioară. Cu toate acestea, alte 51 de mandate vor fi acordate deputaților care nu sunt membri ai nici unei fracțiuni. Europenii au votat și cele mai mari alegeri democratice transnaționale din lume s-au încheiat. Prima prognoză pentru repartizarea mandatelor în următorul Parlament European este deja gata, dar rezultatele votului mai trebuie să fie certificate și confirmate. Și acest proces va dura ceva timp, dar aceasta este prima imagine realistă a celei de a 10-a legislatură a Parlamentului European. Sondajele au demonstrat că principalele probleme care au îngrijorat alegătorii la aceste alegeri au fost migrația, clima, agricultura, comerțul și noile tehnologii. Prezența la vot în Uniunea Europeană, în ansamblu, a fost de 51%. Alegerile pentru Parlamentul European au avut un impact uriaș și direct asupra politicii interne a Franței. După ce a suferit o înfrângere grea din partea partidului de extremă dreapta, Unirea Națională, președintele Emmanuel Macron a declarat că dizolvă adunarea națională și a convocat alegeri anticipate. Președintele are acum la dispoziție aproximativ 20 de zile pentru a încerca să câștige majoritatea fotolilor în Parlamentul francez la viitoarele alegeri legislative din 30 iunie și 7 iulie. Cette décision... Aceasta este o decizie serioasă și dificilă, dar mai presus de toate este un act de încredere. Încrederea în voi, dragii mei compatrioți, în capacitatea poporului francez de a face o alegere corectă pentru sine și pentru generațiile viitoare. Adresându-se susținătorilor săi, fondatoarea Unității Naționale Marine Le Pen a salutat decizia lui Macron, spunând că partidul ei reprezintă principala forță pentru schimbare în Franța. Suntem gata să preluăm puterea în propriile noastre mâini dacă poporul francez ne oferă încredere în viitoarele alegeri legislative. Suntem gata să întoarcem țara. Suntem gata să protejăm interesele francezilor. Suntem gata să punem capăt imigrației în masă. Suntem gata să facem din puterea de cumpărare a francezilor o prioritate. În Germania, cea mai populată țară din UE, Partidul Social-Democrat al cancelarului Olaf Scholz a ajuns doar pe locul 3 cu 14% dintre voturi, un minim istoric. Pe locul 2 se află populiștii de dreapta din Alternativa pentru Germania, iar câștigător este blocul Uniunii Creștini-Democrate și Creștini-Sociale cu aproape 30% dintre voturi. Opoziția germană i-a cerut lui Scholz să abordeze problema unui vot de încredere în guvernul său. Cu toții ne-am luptat pentru cel mai bun rezultat. Din păcate, nu am reușit. Vom analiza care a fost motivul. Seara aceasta nu este momentul sau locul pentru asta. Sunt dezamăgită de rezultate, dar sunt încrezătoare că noi, ca și partid, ne vom putea recâștiga poziția. Potrivit experților, rezultatele puternice la alegerile extremei drepte, naționaliștii și euroscepticii pot reforma alianțe în Parlament și pot schimba radical viitorul întregii Uniunii Europene.
Iar premierul belgian, Alexandre De Croo, și-a anunțat demisia. Partidul său a suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile parlamentare, care au avut loc concomitent cu alegerile pentru Parlamentul European. Conform rezultatelor votului, partidul primului ministru, Liberalii și Democrații Flamanzi Deschiși s-au ales cu mai puțin de 7% dintre voturi. Formațiunea a pierdut chiar și în circumscripția ministrului, în Flandra de Est. Noi, liberalii, luptăm, suntem rezistenți și sunt convins că vom rezista din nou. În ultimele săptămâni am văzut o groază de tineri talentați și cred cu adevărat în ei. Partidul de extremă dreapta, Interesul Flamand, cunoscut pentru retorica sa antimigrație pe care sociologii au prezis că o va câștiga, a ocupat totuși locul 2, câștigând 17,5%. Principala forță politică din țară a fost Partidul de dreapta moderat, Noua Alianță Flamandă, cu 22%. Astăzi este important să dăm Flandrei o altă direcție. Belgia este trecutul, Flandra este viitorul. Poporul flamand are nevoie de un nou guvern, flamand și de dreapta. Analiștii sunt de părere că alegerile într-o țară împărțită în trei regiuni din cauza caracteristicilor lingvistice și de altă natură vor fi urmate de negocieri complexe și îndelungate pentru formarea unui guvern. Până acum, stânga și dreapta Belgiei au urmat practica unui cordon sanitar, unirea în coaliții pentru a împiedica Interesul Flamand să ajungă la putere. Prim-ministrul Danemarcei a anulat evenimentele electorale din țara sa în ajunul începerii votului pentru Parlamentul European. Care este motivul? Vă spunem imediat. Mette Frederiksen a fost supusă unui control medical. Șefa guvernului danez a fost atacată de un bărbat în timp ce se deplasa pe stradă. Autoritățile au reușit să-l rețină. Potrivit poliției, el s-a dovedit a fi un cetățean polonez în vârstă de 39 de ani. Atacatorul se afla sub influența alcoolului și a drogurilor în timpul incidentului. Narendra Modi a fost ales oficial în calitate de prim-ministru al Indiei pentru al treilea mandat consecutiv. Alianța Națională Democrată, care a câștigat alegerile parlamentare generale, a luat decizia corespunzătoare prin vot. Partidul lui Modi, care a condus alianța, a câștigat 240 din cele 543 de locuri în Camera Inferioară, ceea ce îi garantează victoria cu o majoritate relativă. Noul guvern al Indiei va fi un guvern de coaliție. Premierul în vârstă de 73 de ani a condus singur guvernul țării începând cu anul 2014, iar acum va trebui să țină cont de opiniile aliaților săi. Se așteaptă ca partidul de guvernământ să păstreze patru ministere cheie: afaceri externe, apărare, afaceri interne și finanțe. Punctul cheie al campaniei electorale a lui Modi a fost promisiunea de a aduce economia indiană pe locul 3 în ceea ce privește PIB-ul. India ocupa acum locul 5 în clasamentul global. Adunarea Generală a ONU a ales 5 membri noi în Consiliul de Securitate pentru încă un mandat de 2 ani, care va începe la 1 ianuarie 2025. Lista include Danemarca, Grecia, Pakistan, Panama și Somalia. Felicit statele care tocmai au fost alese membre ale Consiliului de Securitate și le mulțumesc celor care au numărat voturile pentru asistența acordată în aceste alegeri. Consiliul de Securitate este format din 15 membri, este singurul organism ONU care poate lua decizii obligatorii din punct de vedere juridic, cum ar fi impunerea de sancțiuni și utilizarea forței militare. Acest Consiliu al ONU are 5 membri permanenți cu drept de veto: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite. Ceilalți 10 membri sunt aleși și 5 în fiecare an. De această dată, Danemarca, Grecia și Pakistan, Panama și Somalia vor înlocui Ecuador, Japonia, Malta, Elveția și Mozambic. Și deși candidații candidează fără opoziție în grupul lor, totuși trebuie să-și asigure sprijinul la mai mult de două treimi dintre membrii adunării generale. De data aceasta, Danemarca s-a ales cu 184 de voturi, Grecia cu 182, Panama 183 și Somalia cu 179 de voturi. Armata israeliană a lansat imagini care reliefiază o misiune de salvare a patru ostatici. Operațiunea s-a desfășurat sub bombardamente puternice și a fost condusă de către o echipă de luptă din unitatea cu parașute de recunoaștere. În misiune au participat și forțe speciale, armata, serviciile de informații și reprezentanții aviației.
Cei salvați au fost capturați în timpul festivalului de muzică din 7 octombrie. Este vorba despre Noa Argamani în vârstă de 25 de ani, Shlomi Ziv în vârstă de 40 de ani, Almog Meir, 21 de ani și rusul Andrei Kozlov în vârstă de 27 de ani. Militarii le-au evaluat starea de sănătate ca fiind normală, însă oricum au fost transportați la spital. Am fost atât de încântată, atât de fericită, am plâns și ne-am îmbrățișat. Am așteptat acest moment atât de mult, foarte mult timp și mă bucur că s-a terminat acest coșmar. Aproximativ încă 120 de ostatici israelieni mai rămân în Gaza, câți dintre ei sunt în viață nu se știe însă. Între timp, politicienul de centru Benny Gantz și-a anunțat demisia din funcția de ministru fără portofoliu în guvernul Netanyahu. Gantz l-a acuzat pe premier că nu a prezentat un plan clar pentru obținerea victoriei în operațiunea militară din fâșia Gaza. Din păcate, Netanyahu ne împiedică să ne îndreptăm către adevărata victorie, justificând prețul mare pe care îl plătim pentru aceasta. De aceea părăsesc guvernul de urgență astăzi cu inima grea, dar cu încredere. Netanyahu nu a comentat decizia lui Gantz. Între timp, plecarea sa nu a afectat prea mult poziția premierului. Netanyahu a format majoritatea în Knesset fără susținătorii lui Gantz. 59 de conflicte armate au fost înregistrate anul trecut în întreaga lume. Aceasta este o cifră record în întreaga istorie a observațiilor, raportează cercetătorii suedezi. Potrivit ONU, peste 33.000 de civili au murit din cauza conflictelor armate în 2023. Cifra este cu 72% mai mare decât cu un an anterior. Sudan, Congo, Myanmar, Nigeria, Gaza și Siria au fost numite zone de conflict. Vârfurile anterioare au avut loc în 2020 și 2022, atunci când au existat 56 de operațiuni militare. Separat, în raport, experții au indicat și conflicte non-statale. Anul trecut se vorbea despre 75 astfel de conflicte. Acestea sunt observate cu preponderență în țările din America Latină, acolo unde violența este concentrată în orașe și de-a lungul principalelor rute ale traficului de droguri. Germania se luptă cu consecințele inundațiilor. Companiile de asigurări au estimat prejudiciul cauzat de dezastru la 100 de milioane de euro, dar subliniază că suma nu este definitivă. Bavaria și Baden-Württemberg au fost cele mai puternic afectate. Acolo ploile abundente au generat consecințe grave și chiar și victime. Străzi inundate, case distruse și mii de rezidenți evacuați. Inundațiile puternice au lovit sudul Germaniei, acolo unde a fost declarată stare de urgență în orașele Regensburg și Passau. În urma dezastrului, cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața. În adâncul inimii mele îmi este frică, îmi fac griji pentru rudele mele care locuiesc în Passau. Prognozele nu sunt atât de precise pe cât ne-am dori. Am auzit că nivelul apei crește și crește, dar se iau măsuri de precauție. Șuvoaiele au distrus și recoltele fermierilor, câmpurile de cereale, de porumb și cele de cartofi au fost în special afectate. Sindicatul fermierilor raportează că pagubele aduse culturilor agricole au fost enorme. Unele ferme sunt sub apă de câteva zile. La nivel general, apele au început să se retragă. Cu toate acestea, însă, situația rămâne tensionată. Să știți că am învățat multe din inundațiile anterioare, pentru că în 2013 nivelul apei era mult mai ridicat. Nu ne-a luat prin surprindere, eram pregătiți. Acest lucru se poate observa, de exemplu, în modul în care sunt securizate vitrinele magazinelor. Ploile abundente au provocat inundații masive în sud-estul Austriei. Orașul Graz, al doilea după Viena, după numărul de populație, a fost lovit de intemperii. Fluxurile de apă au luat cu asalt 10 de mașini. Traficul pe autostrada federală este blocat. Calea ferată a fost și ea inundată, iar în multe regiuni au fost raportate întreruperi de curent. Autoritățile locale se tem că nivelul apei va continua să crească. Din motive de siguranță, navigația pe unul dintre râuri a fost suspendată. Prezentatorul TV britanic Michael Mosley a fost găsit mort pe malul unui deal stâncos pe insula grecească Simi. Cadavrul acestuia a fost transportat la Rodos. Bărbatul a dispărut pe data de 5 iunie, după ce a plecat de unul singur la o scurtă promenadă. A doua zi dimineața, soția sa a anunțat dispariția lui. Jurnalistul a fost căutat de către polițiști, de angajații pazei de coastă și de voluntari. În acest scop au fost folosite o dronă, un elicopter și mai mulți câini sniffer. În urma căutărilor, cadavrul a fost depistat în mare. După examinare, poliția nu a reușit să spună care ar fi cauza morții. În schimb, a fost exclusă componenta penală. Cauza exactă a celor întâmplate va fi dezvăluită în timpul examinărilor. Soția prezentatorului TV crede că acesta ar fi ales un traseu prea dificil și și-ar fi pierdut cunoștința, după care ar fi căzut în apă.
apă. De la începutul lunii iunie, în regiune s-au înregistrat temperaturi extrem de ridicate. Mosley avea 67 de ani. El este cunoscut ca fiind prezentatorul la numeroase programe de la BBC, printre care emisiunea Trust Me, I Am a Doctor. Jurnalistul întreținea și o rubrică pentru Daily Mail. El a devenit cunoscut în afara Marii Britanii datorită cărții sale de Fast Diet, pe care a scris-o împreună cu jurnalista Mimi Spencer. Mosley și soția lui au 4 copii adulți deja. 3 persoane au murit și alte 16 au fost rănite după ce balconul unui club de noapte din Mexic s-a prăbușit. Vizitatorii localului au căzut pe asfalt de la etajul 3. Potrivit poliției locale, structura fragilă nu a rezistat greutății acestora. În ziua incidentului, în clubul cu pricina, a avut loc un concert al unui muzician renumit, motiv pentru care în acea încăpere s-au adunat o mulțime de oameni. Un avion de linie de tip Boeing 777 a luat foc în Canada. Incidentul s-a produs în timpul decolării pe aeroportul din Toronto. Este vorba despre un avion care aparține companiei Air Canada. Imediat după decolarea de pe pistă, din motorul avionului a început să iasă scânte, iar ulterior coada acestuia a fost cuprinsă de flăcări. Aeronava, care avea la bord 389 de pasageri, s-a întors și a efectuat o aterizare de urgență. Nicio persoană nu a avut de suferit. 5 inele olimpice au fost instalate pe turnul Eiffel în ajunul Jocurilor Olimpice de vară. Prima persoană care s-a fotografiat pe fundalul faimoasei construcții a Franței a fost primarul Parisului, Anne Hidalgo. Întreaga structură măsoară 29 pe 15 metri și cântărește 30 de tone. Simbolul olimpic este realizat din oțel reciclat. Designul proiectului a durat 2 ani, iar crearea inelelor în sine a fost de aproximativ 8 luni. Structura este poziționată spre râul Sena, acolo unde are loc ceremonia de deschidere a competiției. Jocurile olimpice de la Paris vor avea loc în perioada 26 iulie-11 august. Sportiva spaniolă Laura Garcia Caro a ratat o medalie de bronz la campionatele europene de atletism în cursa de 20 de kilometri, deoarece a început să-și sărbătorească victoria prea devreme. Apropiindu-se de linia de sosire, ea a reușit chiar să-și lege steagul Spaniei la gât, a râs și a ridicat brațele în semn de victorie, dar nu a observat-o pe ucraineanca Ludmila Olianovskaya, care a reușit să o depășească. Medalia de aur a fost câștigată de italianca Antonella Palmisano, cu un rezultat de 1 oră și 28 de minute și 8 secunde. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați să ne urmăriți și în continuare. În grila postului nostru de televiziune se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție. Fiți aproape, urmează buletinul informativ în limba rusă. Numai bine! Ați urmărit un buletin informativ destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz.